Salutare, prieteni! Astăzi o să încercăm să facem un pic de cable management după ce am montat access point-ul din videoul trecut și camera. Am observat că am foarte multe cabluri aici în spatele televizorului și plus echipamentul de digi și echipamentul personal, care vreau să le montez pe perete sau pe noua masă de birou care o am aici, este pregătită să o punem în funcțiune și să vedem cum scăpăm de toată această încălceală de cabluri care avem aici, fără să stresăm fibra care vine înăuntru și aduce toate serviciile de la Digi. Așa că ne apucăm de treabă și vedem cum o să arate la final. Access point-ul și camera sunt montate afară. Acolo le-am montat temporar până ce o să mut camera la șantier, ca să facă supravegherea acolo. De-abia acum se poate vedea cât de gravă e problema cu firele dacă avem foarte multe dispozitive conectate și foarte ușor se poate stresa fibra. Fibra este cel mai important cablu dintre toate acestea pentru că nu se poate îndoi la unul peste 90 de grade, trebuie să fie o spirală tot timpul. Iar conectorul acesta de fibră din spate, după cum puteți vedea, este activ. Dacă ca să-l scoatem conectorul, se prinde din partea aceasta, se trage și se scoate afară. Și după cum putem vedea, deja a apărut losul, este pierderea și vom încerca să scoatem fiecare fir afară și să-l rearanjăm ca să dea un aspect foarte bine. Am montat deja echipamentul de Digi și am strâns fibra optică într-un mănunchi cât mai mic. Iar după aceasta trebuie introdus conectorul înapoi la loc. Pentru aceasta va fi nevoie să-l curățăm bine, suflându-l și apoi introducându-l în portul de fibră optică din echipamentul Fiber Home. Am să-l suflu și am să-l introducem înapoi. Are o singură poziție în care intră, are un ghidaj pe el și se conectează în port, se aude un click, care ridică un pic nu-mi place cum stă, că stă prea tensionată. O să le mai aranjez un pic, dar hai să facem o probă. Băgăm echipamentul de Digi în priză și vedem dacă s-a întâmplat ceva cu fibra optică. Pornește echipamentul. Din cauza că aici stă firul tensionat, a trebuit să le liberăm ca să nu se creeze stres pe fibra. Sau să-l prindem cumva așa de perete. Am găsit o poziție cât de cât. Să vedem dacă se aprinde bun.
Acesta este important să fie stabil, asta înseamnă că e conexiunea și cum se conectează. S-a conectat, dar momentan nu avem niciun fir introdus în spate, dar avem legătură între echipamentul nostru pe fibră optică și serverele Digi. După o oră și câteva minute de lucru, așa arată montat pe perete routerul de Digi și routerul personal. Dacă vă întrebați de ce am lăsat atâtea cabluri rezerve, pentru că pe viitor mă gândesc să pun un rack micuț atașat de perete în care să intre toate aceste echipamente, de aceea am lăsat cablurile așa mai lungi ca să nu fiu nevoit atunci să le prelungesc. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog dați un like, un share și un subscribe. Vă salut!